Am țesut bine, de Rebecca? Nu, nu bate într-o parte. Apucă spata drept de mijloc. Așa, așa. Dar eu? Ei, mai bine, nu strânge cârlige. Nu. Așa, mâinile în voie, ca și cum te-ai jucat. Dar tu, Oana, ce ispravă mi-ai făcut cu fașele ce aveai de mântuit? Mai am puțin tel și le înălbesc. Așa. Dar prea multe. Și nu mă plâng că sunt prea multe. Dar pentru că sunt multe, mă pun pe gânduri. Mă, băiete, că porți părul bălan ca plăieșii. Ce spui? Ce gânduri? Nu vedești ce de fâșii? Și încă trei cămăși de int ale Doamnei să le rup pentru slăvitul Domnul Mare. O, Oană, ție ți-i lene? Ba! O, Oană, ție ți-e foame? Ba! Ba, Oană, pe tine te ține degeaba la curte. Da. Fănușor, ce-mi ți-a dat ție betele astea de argint? Slăvitul. Dați pace, Feri. Ce-i, Oană, cu gândurile tale? Ce să fie? Prea multe fâșii de pânză. Prea multe. Doar nu-i trebuie Măriei sale? De ce te plângi? De, îi trebuie. Dar de ce așa de multe? Și buna doamnă când mi le-a dat mi-a zis: până diseară să le faci. Și mai lungi, Oană, și mai lungi. Și-a oftat. Și plecând, am văzut-o făcându-și cruce. Făcându-și cruce? Da. Mie îmi miroase a război. Război? Că de mult nu mai fusese, de aproape 2 ani. În 46 de ani, 33 de bătălii, 2 fără izbândă și 31 de biruinți. El să trăiască și Moldovie bine. Amin. Vine Maria sa. Ce tăcere asta, fetelor? Veniți să vă blagoslovesc. Împrejurul meu, așa, așa, ca ierburile crude de pe bătrânul turn al Sucevii. Slăvite, Doamne! Da, da, sărută mâna, nu te sfii, Linco. Tu, fata pârcălavului Dașbou. Stăpâne! Stați, stați! Pe rând. Maria ta! Ileana, tu erai mică când pieri tatăl tău, Hrâncu. Maria ta. Tu, Oleana, ai să vezi curând pe tatăl Duma. Dar tu, Oană, băbătie, ce speli? Știi tu pentru cine înălbești feșile? Da, Maria ta. Pentru cine? Pentru preaslăvitul nostru stăpân. Pentru preaslăvitul nostru stăpân. Pentru osul lui. De câte ori îmi înfăși pulpa dreaptă, zic Doamnei, piciorul meu vretnic ca Oana. Iată, am scăpat sabia. Ai și ridicat-o, Oană? Și vrei să-mi sărut și tu mâna și nu ajungi? Să mă cobor la tine, ori să te înalți la mine. Privește drept în dreptul ochilor mei. Plângi, Oană. Și de ce? Haide, vino încoace, bătrâna mea prietenă. Pe creștetul tău să cadă sărutul voievodului ca ploaia peste holdele verzi. Și acum lăsați treaba, copilele mele. Destul ați lucrat.
Oana. Seamănă cu Maria ta, ca două picături de apă. Da, da, Doamnă Maria, ca două picături de apă. Una care pică acum și alta care a picat odinioară. Abur risipit. Pe una o văd, pe cealaltă, iată, apune soarele după zările fumurii. Să ne vedem și noi de treburile și îndatoririle noastre. Stăpânul meu, toamna a sosit. Soarele apune trist și în urma lui o baltă de sânge. Vremea o să se strice. Ploi subțiri care pătrund, frig, viscol. Nu mai pleca, rămâi sfântul meu stăpân. Te rogi ca un copil, întâiaș dată. Întâiaș dată. Ah, Moldovo, căci nu ți-e milă. Milă? De mine. De tine și de Moldova. De una fără alta nu, nu-mi stă în putință. Domnul care desparte cea lui de cea al țării. Dar nu vezi, Maria ta, că sunt bătrân. Nu. Că sunt bolnav. Nu, nu, adică. Adică da. Abia te văzui mai bine. Mario, Mario, ce bolnav, ce picior. Uită-te la mine. Așa privește un om bolnav. Și nu merg bine? Iar nu-mi zâmbiști când încă le cai pe voitiș? Da, păreai un arhanghel. E? Rămâi, stăpâne. Îngrijești de Moldova, îngrijind de sănătatea ta. Să înceapă primăvara. Iarnă-i aici, în pletele mele ninse, în care niciodată primăvara nu va mai sosi. Iarna călăreții moldoveni străbat codrii, se amestecă cu viforul și cad asupra cetăților și turnurile lor se năruie. Maria ta. A, doamnele, nu sunt femei. Femei sunt destule. Nu, Maria ta. Așa, da, Mario, râsul tău. Erai de 14 ani când mi-ai râs întâi. Ah, Munteanco, nu-mi strica socotelile. Mai târziu oi fi, ori noi mai fi. Oh, ce zici? De 20 de ani turcii stăpânesc Ilia și cetatea albă căleșii n-au ținut în voiala. Și tocmai acum îmi dă de veste Ion Grumază, pârcălavul din Cernăuți, căleșii se arată pe sub poalele Haliciului. Apoi, nu, Mario, nu se poate, că Ștefan n-a murit încă. Iată, sosesc la sfat pârcălavii. Mario, lasă-ne. Lasă-ne. Maria ta, te las cu ei. Bine ați venit, boieri dumneavoastră! Să trăiești, Maria ta! Cu toții! Ia grăiește dumneata, negrilă! Vrășmașii sunt cu minte de când ai cumințit Maria ta. Postelice Toader, ce știri de pe unde ai umblat? Ai vorbit cu dogele Veneției, te-a blagoslovit sfântul de la Roma și mi-ai adus doftorul pe care ai plecat să-l cauți. Adus, Maria ta, om iscusit și cu știință, că despre Veneția este ca și cum ai visat. Noul doge se logodea cu marea. Frumoasă mireasă! Arunca inelul în valuri. Bună de strâns în braț! Și numele tău e cinstit și lăudat acolo, Maria ta. Știu, știu. Dar bani. De, ce-i cu banii ceia? Cam de mult îi așteptăm. Negustori! Nu mi-au dat ei nici la baia, nici la podul înalt, nici la războieni. Acum să-mi dea? Dar poate că negustorii au dreptate. Și cum îi cheamă pe doftor? Ieronimo da Cezena. După nume trebuie să aibă o barbă cât toate zilele. E ras și cu plete lungi. Bogdan Bode.
Măria sa Vodă Bogdan vine de pe drumuri, însemnat în bătălii înainte de a domni singur. Așa se cuvine unui fecior de domn moldovean. Ești mai răsărit ca mine, Bogdane! Cine să te ajungă pe măria ta? Tu! Și să mă întreci. Tu, sfios ca o fecioară, nu ești sfios când dai drumul calului și sabia vâjie și luminează ca fulgerul. Sunt bucuros că ai venit și tu la sfat. Acum, la ale noastre. De ce taci, paharnice ulea? Ești împotrivă? Am socotit că... Ce-ai socotit? Sănătatea măriei tale. Ce? Boie, cine e mai bolnav din noi amândoi? La picior o leacă măria ta. La cap să se îngrijească vărul ulea. Nu uiți că am tăiat pe din două moșiile gădinții, storpul și madravilele, după dreptate jumătate ție și jumătate răzășilor, și te-am făcut paharnic și ți-am dat viața mea pe mâna ta. Tu străi ține-ți ochii în pământ, știind că mie nu-mi plac oamenii care se uită în jos. Frunțile sus! Așa! Că sus e luna, stelele, soarele și cerul, de sus ne vine harul, de sus cearta și sus e mântuirea și iertarea păcatelor noastre. Ai aprins focurile arbore! De trei nopți ard! Ia! Rareș! Repezi la zidul cetății și cercetează depărtările. Vezi adunându-se cetele de oșteni? Abia se văd, dar vin! Vin din Scheria, din Isaura, din Cirenei, de pretutinde! O, săracii, săracii mei și ai voștri, săraci și voi și eu, ce bogată e Moldova! Vin ca niște noi ani, ce se târie pe pământ! Da! Ca niște turme de berberi! Da, da! Cum se varsă apele în Siret, așa vin șuvoaiele în Suceava la chemarea voievodului lor. Auziți? Oho! Mai sunteți! Să nu mai sece izvorul vostru! Ați văzut? Văzut! Omaie Ștefan! Da. Cine? Umbra marelui Ștefan! Frumoasă, doamnă. Oh, ce-a putut să-i se întâmple? Dar ce n-a putut? Bolnav, abia se sculă din pat și porni cu iarna în cap. Oh, doamne. Frumoasă mea, doamnă. Până acum o lună primeam vești peste vești. Bine, sănătos, stravăn, așează țara. Va sosi biruitor ca totdeauna. Ia, ascultați! Yeah.
Maria ta, a sosit Clucerul Moghilă. Să intre, să intre numai decât. Ce-i Moghilă? Bine? Sărutăm dreapta. Bine. Vine! Bine, Maria! Ce păcatele suflă așa? Spune de grab. Biruitor! Și cu rana veche ceva mai înrăită ca-n trecut. Oh. Și ceva mai potolită ca acum 7 zile. Bogdan, slavă Domnului! Iată-l! Sosește Maria sa! Răsare soarele! Doamnă, dacă Maria ta se învoiește să plece fetele, e mai bine așa. Domnul dorește pe Maria ta să te vadă mai întâi. Așa din tâi rândunică îmi vestește primăvara. Maria ta, ai căldură, nădușește. Vrei să-mi fie frig? Cezena, cum e mai bine, cald ori frig? Mai bine cald ca frig? Ma preferis coricorito, senza sentir freddo. Mario, fi mândră de Bogdan al nostru. Eu, Ștefan Voievod, m-am pus la porunca lui ca și portarul Sucevii și a biruit în tocmai cum aș fi biruit și eu. Nu-i așa, boieri? Da, Maria. Nu-i așa, paharnice, Ulea? Nu-i așa? Da, Maria ta. Să ne odihnim, serenisime. Mă voi odihni, dar nu acum. Te rog să mergi. Mă rogi? Neadormitul Ștefan a ajuns lăuza Moldovii. Moghilă! Să-mi aduci pricinile ce a judecat Bogdan și-au rămas fără pecete domnească. Să mergem în palat. Brațul, doctore. Si, serenisime. Și al tău, mărită doamnă. În curând scaunul Moldovei și va văduv. Piciorul lui Ștefan obrintește. Încheieturile lui sunt prinse. Bietul domn, mare a fost, că de mărirea lui nu mai sufla niciun boier. Da. A? Ce ziceți? Ce zici, stolnice Dragan? De, știu, știu. Ce de. Zici, jitnicere, stavăr? Da, ce să zicem? Bogdan de viteaz n-are cum mai fi. A cred că după datină ar avea drept ștefăniță din Țarigrad. Fiul răposatul Alexandru, feciorul cel mai mare lui Ștefan. Da. Și apoi, domn schilot, cine a mai văzut? Că Bogdan n-are un ochi deloc. I l-a scos cu sulița un călăreț Teotor la Cosmin. Să-l fi văzut cu ochiul scurs pe obraz, cum răgea snopind pe dușmani. Ai fi zis că vedea mai bine cu un ochi decât cu doi. Țara are nevoie de tihnă. Cu Bogdan iar războaie. Ștefăniți e nevrâsnic. Da. Vom alcătui o epitropie. Din cei mai de seamă boieri și paharnice Ulea. Nimic lui arbore. Până n-o închide ochii șoimanul să nu vorbim decât boierilor cu meteahnă. Da. Din sfatul domnesc lui Gavrile Pădatu și comisului Roată. Da, așa. Ochiul vulturului bătrân clipește încă. Să mergem, să nu ne simtă lipsa. Da. O, Doamne! Doamne! Dar ce bine că m-am ascuns și le-am auzit taina. Chimbe ei ursica. Cine să închidă ochii? Domnul cel sfânt,
n-are sfârșit cel care are milă de toți. Da, cine vine? Mai bine să mă frișez. Ce fugioană! Domnia ta era Rareș. Ei, de ce-ți sunt ochii roșii? Ai plâns? Nu. Ba da, ochii tăi sunt turburi. Ce ochi să rămâie senin. Când ai bunului Ștefan ar. El are nouă suflete, Oană, o lecuță de odihnă și se întremează smeul bătrân. Dar Rareș, da. Da, și se face bine. Bine? Bine să-i dea Dumnezeu. Dă-mi o mână, Oană. De ce? Așa că mi-e dragă. Oh! Ce râzi? Nu ți-am mai spus. Ba, mi-ai spus. De câte ori în urmă m-ai ales? Și dreapta mi-e dragă, și stânga mi-e dragă. Și amândoi ochii cu lumini adânci. Și părul tău rotunjit pe spate și învolt ca un fum auriu. Și gura ta cu buze ca măceșa. Și mijlocul tău ca trestia de baltă. Și mersul tău ușor ca o presură. Și toată ființa ta. Oh, Rareș! Și toată ființa mea? Toată ființa ta mi-e dragă. Că te iubesc, Oană. Dar cum, Rareș? Într-una te-am visat, Oană, și te-am văzut într-una la război. Când porneam cercetașii, când mă băteam, când mă culcam, când mă sculam. Călare, pe jos, la șipote, în codru, neostoit în fața ochilor mei. Ca pe o soră, Rareș? Nu, nu ca pe o soră. Și de când, Rareș? De când împlinești 14 ani, de pe la Paște. Mi-ești drag, Rareș, dar... Dar? Nu ți-i minte când mă ridicai în brațe să rup bara cea mai coaptă? Când te cățărai în vârful copacilor ca să-mi dai pui de stâncută? Da, da, și te sărutam. Da, și mă sărutai. Și acum, na, sărută. Nu, Oană, nu pe frunte, nu așa. Dar cum, Rareș? Cum? Ca pomiluită fără părinți? Nu. Ca o pripășită la curtea doamnei Maria? Nu! Ca o pasăre pribeagă? Și nu uita că tu ești boier, Rareș. Ce boier? Al Mariei și al lui Rareș, pescarul din Hârlău. Ești capitan de oaste și prieten al domnului Bogdan. Sunt ce sunt și fără tine mai bine să nu fiu. Doamne, Rareș, dar tu mi-ești ca un frate. Eu mireasă, dar n-ai nici cui să mă cer. Cum? Stăpânul lui a toate, ca unui drept părinte. Ah. Nu, Rareș, nu. Mi-ești drag ca un frate, dar nu te iubesc. Și domnul e bolnav. Domnul e bun, milostiv și îndurător. Eu am plecat, Oană. Ciudat. Da, să nu uit pe paharnicul ulea. Stăm aici, sub ulm, la răcoare. Ma, serenissi. Nu te mai uita așa. Cozi serenissime, non serenissime, si serenissime. Pentru o zgaibă, parcă aș fi copil. Serenissime, nicio mișcare. Zău! Parole, non piu. Non piu, ca un mort. Uf! Când voi avea nevoie de dumneata, doctore, te chem. Si serenissime. Ascultă-l. Eu să ascult? Măria ta. N-am ascultat de tătar, de leși, de unguri, de turci și să ascult un venețian? De când ai început să vorbești, ți-a crescut căldura. Și va veni și un doctor de la Nürnberg și altul de la Menglighirai. Îmi scrie că știe și toaca în cer. Un evreu. Toți doctorii la capul unui bolnav. Ce copile? Măria ta... Culcerul Moghilă cere învoire să se înfățișeze cu foaia judecăților.
Clucer Mogilă, să vie. Maria ta... Vreau să pecelduiesc judecățile deslegate. Maria ta, pot da citire judecăților? Te ascult. Oancea cu văduva lui Isaia pentru fășie de moșie. Prigonitorul pierde. Bine. Pan Mirăuț, nu dă de pline socotelii pentru pisiților săi nepoți. E o sândit să le plătească 100 de galben genovez și să nu mai pitropisească pe vreunul din neamul lui sau din prietenii lui. Bine. Vornicul Duma, fiul lui Vlai cu vărul mării tale, cu 7 sate omenești pentru robire de mori. Vornicul Duma pierde. Cine pierde? Vărul mării tale. Bine. Oana, Maria ta. Oana cere învoire să se înfățișeze Mariei tale. Oana? Să intre. Ei, băbătie, cum o mai duci cu bătrânețile? Ia vină încoa, și jos, așa, așa, mai aproape, așa. O plută bătrână și scorboroșită lângă un brăduț verde, stufos și drept. Cine te-a dus pe tine pe tărâmul ăsta și de unde? Maria ta. De unde? Nu știu. Maria ta. Nu mai am căldură, sunt bine. Uite, Mario. De unde? Nu știi. Ia uită-te la mine. Așa. Ei, tu ai ceva în capul ăsta. Mi-a ascuns ceva. Vrei să-mi spui și te oprești? Aș vrea, Maria ta. Ei. Aș vrea, Maria ta. Rareș. Rareș? Ei, da, Rareș. Nu ți-a mai prins vreo stâncuță. Da, da. S-a făcut mare. E capitan, se bate cu leșit și se bate zdravăn. O să ajungă hatman, căci n-am avut parte de copii. Alexandru, Iliaș, Petru, Oleana și eu doar cu Bogdan. Să nu mânie în păl de sus. Uiți pe Oana. Da, da. Partea mea a fost să sărut ce este al meu ca și cum n-ar fi al meu, să fur mângâierile și mângâiere să nu am. De ce ai vrea să-mi spui, Oana? Aș vrea, Maria ta. Ei. Aș vrea... Doamnă, să știi că fetișcana asta s-ascunde de tine. Da, Oana. Iartă-mă, Doamnă. Vă las. Mai aproape, mai. Spune-mi. Sosiși, Maria ta. Tare mirador. M-a dădui după colacul fântânii și auzi tot. Tot și nimic? Nu. Atunci nici tot, nici nimic. Nu. Porni alaiul domnesc și 3 boieri rămaseră. 3 boieri? Da, paharnicul Ulea, stolnicul Drăgan și jidnicerul Stavăr. Paharnicul Ulea? Vorbiră și auzi. O urzeală, Maria ta. Împotriva mea? Nu, Maria ta. Atunci împotriva cui? Împotriva lui Bogdan. Și? Vor să aleagă domn pe nepotul Mariei tale, pe Ștefan, fiul răposatului Alexandru. Și în locul cui să aleagă domn? Nu este domn? După ce nu va mai fi. Nici n-au treierat grâul din care să-mi fiarbă coliva și mi-o și împart. 47 de ani am dus țara cu noroc. Am să o duc și când voi muri și după ce vor pecelui piatra pe deasupra mea. Oana, bine ai făcut. Să nu afle doamna. Îți poruncesc să nu mai știi nici tu. Da, Maria ta. Du-te. Oh, ce păcat că nu i-am mărturisit de unde e.
Mogilă! Mogilă! Maria ta! Mogilă, lasă închinăciunile, Mogilă! Ascultă, Mogilă, vorba de pe urma lui Ștefan elege tuturora... Sfântă ca sfânta cuminicătură din Sfântul Potir. Și vouă boierilor... Boieri, curteni, răzăști, țărani, una în fața Domnului. Să strângi pe boierii și pe ostașii ce au mai rămas în Suceava, mâine, 1 de iulie, zi în care... Ești tu credincios, Mogilă? Ca în fața lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Jur. Nu jura. Că n-are să afle nimeni din ce-i auzi? Nimeni. Mâine sui în scaunul Moldovii pe Bogdan. Doamne! Ce? Doamne, facă-se voia ta. Du-te, Mogilă. Și împlinește-mi porunca. Mă duc, Maria. Afară așteaptă Petru Rareș, Maria ta. Să intre. Doamne! Ce vrei, Rareș? Doresc Domnului nostru atotputernic sănătate și voie bună. Dorești? Te cred. Domnului nostru. Maria ta. Atot puternic, când îi dorești sănătatea pe care nu o are. Ei, ce te sfiești ca o fecioară când dă cu ochii întâiași dată de cei drag? Rareș, de la cine ai învățat tu să ții ochii în pământ? De la mine sau de la tătână tu, Rareș? Da, socul e plăcut, o fi dând trandafiri. Stăpâne, n-am învățat știința ierburilor, dar... Pe cât mă taie capul, socul n-a dat niciodată trandafiri. Dacă te-ar tăia capul cum taie brațul tău, dintr-un pescar ar ieși preț de ce au prins toți pescarii de la începutul lumii și până s-ar sfârși și pești și pescarii. Da. Cine vine? Mi s-a părut. Doamne. Da, da, mai bine, mai bine. Ce să fie mai bine? Rareș, tu nu ești un băiat cu minte. Pentru ce Oana... Oana? Da. Oana mi s-a plâns că nu-i mai prins pui de sălbătăciuni. De ce? Te-ai făcut mare, o să ajungi hatman. Doamne. Prostule, de ce te aduce? Am venit... Dacă n-ai fi venit, n-ai fi aici. Să... De să? Iartă-mă, Doamne, iubesc. Ba, vezi că o să mă îndrăgostesc, da, eu. E fată bună. Bună și frumoasă, firești. Bună. Capita caldă. Bună, săracă și fără părinți. He? Fără părinți? Păi atunci cum s-a născut? Necunoscuți, Maria ta. Ai dreptate. Că tu cu tatsul de-ai vorbi, nu l-ai cunoaște. Iubesc pe Oana, Maria ta. Cum? N-am auzit. Oho! Cu bătrânețile. Da. Oana... E fată bună și frumoasă și cu minte. Da. Piciorul meu știe și Dumnezeu și eu. Săracă și fără părinți, tu știi, Dumnezeu n-a aflat și eu mă îndoiesc. Tu mi-o pețești mie ca pe un copil și e copil, mititica. Bine, dar ei, i-ai spus? Da, Maria ta. Și? Că... Mă iubește ca pe un frate, dar că nu simte nimic. Că aș fi boier și ea... Aș. Maria ta. Doamnă, ce frumos ești îmbrăcată, Mariu. Rareș tocmai îmi povestea că iubește. Pe cine, mă? Pe Oana. Pe Oana? E un copil. Și săracă și... Un copil. Rareș,
Aș vrea să o văd pe Oana alături de tine. Să o îngrijești, să o aperi, să aibă și același nume ca tine. Da, Marieta. Ei, dar și tu ești un copil. Abia să fii împlinit 21 de ani. Ei, tu știi din cine te-ai născut. Și eu. Ia unul din caii mei care ți-o plăcea. Să te ducă ca vântul pe fața pământului. Să nu ocolești nici deal, nici vale, nici munte, nici iaz, nici codri, până în hârlău. Și să-i spui rărășoaie așa. Mamă, mie mi-a venit ceasul, vreau să mă însor. Și mireasa mea e bună, frumoasă, fără părinți. Este Oana de la curtea Mariei a bietului domna Moldovii. Și ce-o chibzui, ia să vii să-mi spui. Da, măi. Cât despre mine, vă blagoslovesc pe amândoi. Zbor. Să te văd. Dar nu pe acolo, Rareș, că n-o să ieși prin zi. Patima Mario. Îst copil, mi-aduce aminte vremile vechi. Oh. Maria ta. Nimic. Trecător. Rău am făcut. I-am crescut în neștiință. Va afla tot, săracul Petru. Să-l privim când pleacă. Vino la fereastră. Să-l privim. A luat pe Dereș. Pune șaua. Strânge Kinga să crape calul. Sus! De când sunt n-am văzut un călăreț care să înghidă depărtările? Bă! Multă sănătate, rărășoai, bă! Maria ta. O, iartă-mă, doamnă. O viață bătrână, bătrână, bătrână. Pe după deal, la vale, ca o mogâldeață, abia se mai vede. Nu se mai vede. Ha! Sângele mușatinilor n-are astâmpăr, fierbe, năvălește ca haiturile de la munte. Vezi așa tărie, rămâi de marmură. Multă lume am grijit la Nürnberg, dar ca palatinul n-am aflat. Așa de bolnav și așa de tare. Si? Iezus Maria. Oțelit în aer, o luptă, pe trupul dumnealui numai crestături. Am milă, n-am știință. Rana de la picior îi otrăvește trupul dumnealui. Și Mengli Ghirai e tare, dar un gutunar și la pat. Atunci să vedeți, unde-i Șmilică? Șmilică, ai mâncat? Șmilică, ce, tu ești supărat? N-am nimic. Vezi, eu am, Șmilică. În viteazul ăsta, o putere care scapă medicinii. O voință care a voit Slobod până la sfârșit. Si, si, da. L-am văzut amestecat cu nămeții. Gemea codii de Freddo. El ajuta și încuraja pe toții, cu miei ochii, cum un fulmine de-al celor de la bataia de Halicio. Da. E amalato, Dio Santo. Klingensporn, ce zici de rană? Ai dreptate, peste 70 de ani. Uh-huh. Să o ardem cu fierul roșu. Prin câte focuri a trecut dumnealui să treacă și prin asta? O să vrea? Să-l încredințăm că e durere grozavă. Uh-huh. Serenissime, ma che dolore! Io voglio! Ho studiato questo uomo meraviglioso. Stvine.
Serenissime, Maria. Doctor, prieteni, sunteți bine? Maria. Sì, da. Mario, ce tresari. Am căldură? O leacă, Maria ta. Ard? Ard? Nu. Dacă nu ard, ce vă îngrijiți? Cine nu arde, nu se sfârșește. Mai mult odihnă, Maria ta. Si. Da. De mâine încolo, pace cu știința. Mă voi odihni așa, întins, nemișcat ca un mort. Maria ta. Nimic, Mario, nimic. Dar până mâine trebuie țării. Mario. Ce poruncește preaslăvitul stăpân? Mai puțin ca o poruncă și mai mult decât o dorință. Ascult, Ștefan. Așa. Așa, dragă, așa. E mult de atunci. Prea ești întunecat în straile astea. Vreau ceva mai altfel. Mă duc și mă întorc cum dorești tu. Șmil! Vezi sabia asta? Da. Ea este cârja mea, Șmil. Cârja? N-aș vrea să iasă cârja din teacă. Niciodată n-am scos-o împotriva unui om cum se cade, Șmil. Niciodată n-am dorit să fiu mai cum se cade. Signore, ilustrissimo, dă-mi brațul. Cu trei nu se poate să scap. Șmil! Da, Maria ta. Cum ți se pare? Am cercat, dar sunt dureri. Grozave dureri. Ce dureri, Șmil? În loc să faci un foc mare, să tai piciorul și să lepezi în foc, mai bine ar fi să iei tăria focului și să arzi răul care se întinde. Grozave dureri! Grozave dureri! Și se sfârșește, nu? Prieteni, și vă e milă? Arde stricăciunea de pe acest târv care a fost odinioară nebiruitul Ștefan. Puneți foc pretutindeni și aici, și aici, și aici! Până îți preface în scrum trecuta mărire de o clipă ce a strălucit în fața atâtor orbi, domnii creștinătății. Șmil, Șmil, puteai să-mi spui de-a drept. Ardeți de grabă și fără milă! Să vedem dacă bătrânețile mele s-or mai aprinde de focul. Și așa, ia, vine doamna Maria. Să veniți, Maria. Mario. O să vie boierii. Trebuie să mă îmbrac și eu de sărbătoare. Bogdan nu vrea. O pintel zadarnice. Ișan vreau. M-aș uni cu dușmanii țării împotriva copilului meu. Să zic da, aș ține cu copilul împotriva tatălui. Se năruie un tron din slava lui trecută. Și un altul se ridică în strălucirea lui viitoare. Plâng pe unul, binecuvântez pe celălalt. Între astea două măriri, inima mea de femeie nu găsește mângâiere. Ștefan a trăit! Bogdan începe. Văzuși pe paharnicul ulea, stavăre! Da, acum chiar stolnice drăgan. Tot așa? Și mai dârș. A vorbit cu... Da, cu cinci boieri mari, afară de cei doi din sfatul lumesc. Ce? Fortuna și Ștefan din ce în ce mai rău. Așa se zice. Vor să-i ardă rana de la picior. Da, s-a mai vorbit și altă dată. Dar cum e el, ba azi, ba mâine, cu judecățile, cu războaiele, cu trimișii de la unguri, de la țarul Ivan, de la Lej, de la Mengri Ghirai, de la Turzi, de la Muntene, a dat zi după zi, an după an, până l-a pridit din boala. Apoi
de l-o arde, cum el de bolnav și de bătrân. Și de slabă. S-a dus Ștefan. Veștica lui povenire. Ce? Ce veniți? Bună ziua, frate Drăgan. Bună ziua, Stavăr. Bună să-ți fie inima, Hartmane Arbore. Ca totdeauna. Bună, bună și nu prea bună. Ce postelnice toate. Inima lui Arbore. Aș, ziua de azi, părcălabe cu ăsta. Se zice că ziua bună se cunoaște de dimineață. Până mai adinea ursenin și deodată s-a întunecat că abia se mai vede. Maria sa, iată-l, vine la brațul doamnei Maria. Sunt între două săbii. Doamna și asta. Amândouă m-au slujit cu credință. Amândouă mă țin. Una de-ar fi ceva mai slabă, m-aș prăvăli de pe scaunul Moldovii drept la mănăstirea Putnii în rândul strămoșilor. Maria ta. Lasă-și mie față. N-ai grijă. Voi fi al vostru. Na, Jmil, ai zis ceva? Eu? Mm. Nu, Maria. Parcă vedeam bine. Să vie boierii! Între ei nu era... Drăgan, mai încoa. Stavăr, mai aproape. La paharnicul Ulea n-a venit. Mogilă! Aici, Maria ta. N-ai fost? Fost, Maria ta. A plecat? Ți-am spus să te duci îndată. Îndată, Maria. Nu l-ai găsit? Găsit, Maria ta. E cam bolnav. Ce? E bolnavior, bietul paharnic. Dar cine să-mi guste vinul de cotnar? Îl doare capul. Îl doare. Dar și ce-l doare? Și că le-a cu frig, că le-a cu călduri și strică. De cul! La cap e stricăciunea. Nu e la locul lui. Hartmane Arbore! Maria ta. Să vie și ostașii. Maria ta. Nimic, doamnă, nimic. Ce fulgere! Ca afară. Mogilă! Ascult, doamne. Ascultă până mai când. Du-te la paharnicul Ulea, șade lângă castel. Cine mă iubește e aproape de mine. Nu-i ascena. Te decăjit nișerul Stavăr, dorim să-l vedem. Nu doriști Stavăr? Cum zici, Maria ta? Dar tu cum zici? Că e rău să pui pe Drăgan și pe Stavăr împotrivă cu vorba lor și vorbele lor împotrivă cu ei înșiși. Că Ștefan n-ar sta la îndoială de ceea ce ar trebui să hotărască dacă sufletul lui ar vrea. Preaslăvite, doamne! N-ai înțeles? Iată sabia! Stai, mă omoară! Așa de curat? Nimeni din voi n-a... Cum să pricepeți ceea ce nu e de priceput? După 47 de ani de domnie... Signore, să mă reasem de brațul tău. Signore. Mogilă! Aici, doamne! Ce strigi așa de tare? Du-te și îi spune să vie până să nu viu eu. Bine ați venit, boier dumneavoastră! Ce de judecăți am vânturat împreună. Și voi, oșteni, ce de bătălii și toate cu aceeași țintă. Signore, treci de partea asta la altă. Paharnicul Ulea.
Paharnice, Ulea, ai venit? Scumpa dumneavoastră sănătate. Abia mă țin picioarele. Schimbă-le cu ale mele. Fii, măi, omule, tânăr, voinic, ca un brad. Fii ca mine. O leacă însuflarea, o leacă piciorul, o leacă de căldură, o leacă încheieturile, dar încolo aproape nimic. Nu vrea să iasă sabia asta, nu vrea. Nu vreau să vrea să iasă. Și de ce aș vrea? Să spui feciorului tău să nu stea cu capul în jos. Maria ta. Signore. Signore. Mută-te în partea asta la altă. Bogdan Bogdan! Pe cine zăresc? Pe tine te mai așteptam, Bogdan. Maria ta. Ostași, boieri, curteni, v-am adunat aici ca să stați mărturie după ce noi mai fi. Sunt 47 de ani, mulți și puțini, de când Moldova îmi ieși înainte cu mitropolit, episcop, egumeni, boieri, răzăși și țărani în câmpul de la Direptate și cum vrut Moldova, așa vreau să-i și eu. Că vruia un domn drept și n-am despuiat pe unii ca să îmbogățesc pe alții. Că vruia un domn treaz și-am vegheat ca să-și odihnească sufletul ei ostenit. Că vruia ca numele ei să-l știe și să-l cinstească cu toții și numele ei trecu granița de la Cafa până la Roma ca o minune a Domnului nostru Iisus Hristos. Numele tău, Maria ta! Așa e, Maria. Nu, nu! Eu am fost biruit la Războieni și la Chilia. Moldova a biruit pretutindeni. Am fost norocul, a fost tăria. Sunt bătrân. Nu, 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 nu. Oh, pădure tânără, unde sunt moșii voștri? Unde sunt părinții voștri? Unde sunt bătrânul Manuil și Goian și Știbor și Cânde și Dobru și Juga și Gangur și Gotcă și Mihai Spătarul și Ilea Hurucomisul și Dașboc Pârcălabul și Oană și German și chiar Baloșului Boldur? Pământul și pe oasele lor s-a așezat și stă tot pământul Moldovii ca pe umeri unor uriași! Suflarea! Bătrânețea! Am încercat să unesc apusul într-un gând zicând că sunt creștin. Și trimișii mei au bătut din poartă în poartă rugându-se mai mult pentru ei ca pentru noi să lase războaiele de zavistie și să se ridice împotriva primejdii obștești a creștinătății. Le trebuia un om, era, a fost. Văzând că rămâi cu făgăduielile, am căutat să unesc răsăritul. Au făcut cărări bătând drumurile pustii oamenii mei și degeaba. Învoieli cu peceți în calapoade, iscălituri fudule și praful s-a ales de învoieli. Vladislav un molâu, un întristat. Alexandru un fudul, un iagelon, o sluga popii de la Roma. Când voi fi în fața lui, voi îndrăzni să-i zic: Doamne, tu
singur știi ce a fost pe inima mea, că în tine am crezut și că nicio deșertăciune nu s-a lipit de sufletul meu, că am stat zid neclintit în fața păgânilor, dar toți m-au părăsit. Doamne, osândește-mă după păcatele mele și nu mă osândi de pacea cu turcii spre mântuirea sărmanului meu popor. Țineți minte cuvintele lui Ștefan, care m-a fost paci până la adânci bătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor. Nu-i nimic, bătrân, bolnav și neputincios. Mantia asta e prea grea pentru mine, s-o poarte altcineva mai tânăr. Bogdane, pe umerii tăi mantia asta și voi, mărturie a ceea ce ați văzut, spuneți țării că voința mea e să se ungă Bogdan de când sunt în viață, că voința mea și a ei a fost pururea una. Bogdane, vino, suie-te, așează-te, pune coroana. Bine, Doamne, binecuvintează și dă-mi mâna s-o sărut. Ștefane! S-a prăbușit! Altfel nu s-ar fi putut. A murit! Cine se moare? Soarele nostru n-a pus încă. Culcă-te frumoasă, doamnă. N-ai închis ochii toată noaptea. Măcar un ceas. Maria s-a adormit. Se face bine. Oh, să te audă, Maica Domnului. Doarme? Doarme, Bogda proste. Tihnă sufletului fără o tihnă. De două nopți n-a dormit așa de liniștit. Cum a țipea, lega vorbe fără șir cu unele gânduri întunecate. Ah, paharnice vrei pitropii la scaunul Moldovei. Cum? Și ieri, toată vremea cu ochii la paharnicul Ulea. O fi ceva? Ce să fie? Nu e nimica. Ce bucurie afară! Păsările au început cu limbuția lor. Cucul s-aude cântând. Soarele răsare aurind munții. Cerul e senin și Ștefan zace. Ce nepăsare! Culcă-te frumoasă, Doamnă! Fie! În odaia de alături. Rămâi tu, Ana. Cum s-o scula să-mi dai de veste? Auzi? Da, Doamnă. Mititica, nu se cunoaște că n-a dormit. Dă-i, Doamne, somn dulce. Și mai dulce, ca la un copil de țâță scăldat și primenit. Ce zile posomorâte și ce nopți lungi.
toată noptecica m-am rugat. Să vedem ce face. Ce? Te-ai speriat, Oana? Dă perderele într-o parte. Da, credeam că dormi, Doamne. Credeam că dormi. Vino încoa. Așa. 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 Credeam că dormi. Dormi. Și-am să dorm. Și-am să dorm. Doamna? Acu ieși. Nu cred să-și fi scos haina. Mi-a zis o vestesc. Lasă, Oană, pe beata doamnă să se întindă o leacă. În curând or să vină doctorii. Au de lucru cu mine. Cum? Oană, ție nu-ți place să vorbești cu mine? Nu, nu, băbătie, nu așa. Vin aici, lângă mine. Cum vrei, Maria ta? Vreau să vorbim mult, mult, mult. Cum vrea Maria ta? Așa vreau și eu. Voința Măriei tale nu-mi dă pas să voiesc altfel. E așa de drag. Ce ți-e așa de drag? Când simți că-ți fac plăcere. Când îmi zici cum îmi zici. Băbătie? Oh. Maria ta. Oh. Nu, nu, nu-i nimic. Oh. Ce? Boala mea? Nu. N-am să mai bolesc multă vreme. De ce? Ei, cum de ce? Nu vrei să-mi treacă? O, ba da, aș vrea. Ce? Să te faci la loc, să încalici pe Voitiș. Da, da, pe Voitiș. Și să te duci, să te duci și să te întorci iarăși biruitor, ca totdeauna. Să mă duc, să mă duc și să mă întorc iar pe Voitiș. Iar. În fiecare zi de la Dumnezeu, noi, fetele, vorbim de biruințele Măriei tale. Parcă îmi spune niște basme vechi. Da, da. Mâna și piciorul ăsta blestemat. Nu zice așa, Maria ta. De multe ori mă gândesc că de ce nu fuse eu un băiat. Nu m-aș fi deslipit de Maria ta. Pun cal ca un zmeu, cu un paloș ca o limbă de foc. Și mi-ai fi zis, Ioane, vezi bulucul cela? Să nu mai fie! Și unde m-aș fi săltat în scări și m-aș fi făcut nevăzut? Și m-aș fi întors nădușală și sânge și aș fi zis, nu mai sunt Maria ta. Ba, uneori visez. Dacă... Oana, ce suflet e în tine! Se vede că tata, cine o fi fost, a fost ostaș. Da, și ce ostaș! L-ai cunoscut? Firește! Oh. Era un om de măsura mea, oh, cu mustăți aduse, întocmai ca mine, cu părul alb, nu, asta nu, cu părul cărunt. Și-l purta lunguieț, ca și mine. Da, bietul tata. Și cum a murit? Rănit la picior, ca și mine. Ce fulgere! Nu fulgerea, Maria ta. Ca și mine. Dă-mi un pahar cu apă. Mă duc să aduc proaspătă de la izvor. Ăstor doi copii nu le-am spus. Păcat.
și mi-e așa de dragă ca ochii din cap. Și poate să mă ducă lare pe Voitiș. E sângele meu în ea. Să-i mărturisesc barim ca în vis, până mai e vreme. În inima mea, ca o dulce moleșală. Uite, am adus apă proaspătă. E rece și limpede. Limpede ca privirile tale, ca sufletul tău, ca vorbele tale. Numai că privirile, sufletul și vorbele tale sunt calde ca lumina soarelui de dimineață. O, Maria ta! Paharul! Dar nu bea repede, e prea rece. Nu. Mi-e somn. Îmi cad ploapele. Oana. Da. Nu. Parcă aș fi un osândit. Doctorii se vede că mi-au dat un aromitor. Du-te la fereastră, Oana. Deschide fereastra. Aerul e bun dimineața. Soarbe-l pe gură. Răsuflă bine. Ce? Nu vreau. Maria ta. Pe valea, unde se întinde umbra norilor ca un odeal. A dormit așa de repede, ca un copil la sânămăzi. Visează. Zidăria cenușie, departe, castelul meu din Hârlău. L-am turburat cu vorba mea ca o seacă. Ce să fac? Îmi iubesc așa de mult. Aș vrea să fiu pira de urs pe care calc, pe smintele cu care se îmbrac, sabia de care nu se desparte. E de mult. Nu. Rărășoaia cânta de te slăvea cântece bătrânești. Tot am uitat. Peste câteva luni născu o fată. Da, eu, Ștefan, tatăl bun al ei. De multe ori visește cu gândul n-ai cânte. La 2 ani o iau și o duc la curte. Mărturisesc doamnei cum ea e bună, o crește și-o îngrijește ca pe copilul ei. Ce, Dumnezeu? Răsuflarea grea. Doarme. N-a înțeles. De unde? Se face mare, ochii verzi, părul rotunjit pe spate și galben ca spicul copt. Oana! Poruncă, Maria ta! Oh, cum mi se bătui inima! Îmi vine să-l deștept. Mâinile mi s-ar topi ca ceala. În vis, nu te spune omul. Mângâierea mea, rodul meu din urmă, visul meu, căci nu i-am spus,
poate să mor. Ferească, Maica Domnului, de jaful tătarilor și de moartea voivodului nostru. Pe umărul stâng are un luceafăr, semn că este ea. Odată într-unul urât, cum mi se bate inima. Apă, apă. Apă, Doamne, bea apă să-ți treacă. Oana, Oana, vino încoa. Aici, ai înțeles, Oana? Da, Maria ta. Nu plânge. Nu plâng. Sunt fericită și nefericită. Fericită de vis. Nefericită că suferi așa de mult. Acine. Cine vrea să turbure odihna Măriei sale? Ce vrea Oștem? Rareș vrea să intre cu deasila. I-am spus, da. Să vie. Doamne. Oho, Rareș. Ești ca un câine scăpat din Jujău. M-a dus iubirea ca vântul și m-a întors grija ca gândul. Oana, să mă iubești ca pe un frate. Cum ți-am spus, Rareș? Ca pe un frate bun, din aceeași mamă și din același... Da, frate! Oana! Oana! Două ramuri ale aceluiași stejar bătrân. Rareș grozav te așteptam. Ce? Nimic. Da. Ia cartea asta. Bag-o în sân. Ia seama la pecete. Pune cai la un loc. Alege unul bine ferecat și la drum. Zi și noapte. Schimbă cai din popas în popas. Și să nu te oprești decât în Țarigrad. Acolo s-o dai în mâna marelui vizir și să vestești tuturora să nu uiți pe Ștefănel al răposatului Alexandru, că ieri am pus pe Bogdan în scaunul Moldovii și azi, 2 iulie, se strâng glasurile țării să-l aleagă și mitropolitul Gheorghe să-l ungă. Da? Na, ce te uiți așa? Păi ce? Măria ta. Nu vezi suflarea mea? Nu simți încheieturile mele? Cum să le simți? Ah! Măria. Ai auzit pe Ștefan văitându-se vreodată? Nu, Maria ta. L-ai văzut vreodată lungit în pat? Nu, Maria ta. Ehe. Mi-a venit veleatul. Rareș, ca vântul! Ca vântul, Maria ta. Iată vine și slăvita doamnă Maria.
de mult te-ai deșteptat. Cum te simți? Ca doi oameni care ar ieși din același om. Unul rănit, celălalt mândru. Mi-e milă de cel rănit. Mă duc după cel mândru. Parcă aud glasul lui Arbore. Să intre. Ce mai faci, măria ta? Ce mai face paharnicul Ulea? Hatmane Arbore. El? Sănătos. Adevărat? E mai bolnav ca mine. Mai mult se făcea. Ieri? Nu se făcea. Se pregătea să facă. Luați seama la Ulea, la Drăgan și la Stavăr. Bogdan ce face? Împotriva voinții lui, ceea ce i-a poruncit măria ta. Scrie lui Vladislav. Eu nu dau porunci domnului meu. Dar fiului tău. Până ieri, el asculta. De ieri încoa, eu ascult. Și noi o să se adune țara și voi slujiți domnului, nu omului. Lui Bogdan, nu lui Ștefan. Să nu se-ți iasă vreo urzeală. Împotriva cui? Împotriva voinții mele de când eram domn. Voința ta, Doamne, capele ceahlăului când se umflă primăvara. Ce zăgaz n-ar rupe? Cine să puie piepturile? Ulea! Drăgan! Stavăr! Dar ruginita sabia care a slujit lui Ștefan! Domol Arbore! Domol! Du-te și tu și oștenii mei credincioși. Amestecați-vă printre cei ce se adună și spuneți că voința mea e să nu curgă sânge pe locașul meu ohavnic. Da, măria ta. Au venit doftorii, măria ta. Măria ta. Ilustrisimă, măria ta. Sunteți câtești trei? Si, ilustrisimă. Da. Se cunoaște că v-ați culcat târziu. Și după ce s-ar cunoaște, măria ta? Ochii trași. Oho, șmil. Parcă un zugrav ți-ar fi încondeiat chipul. Ca unui mucenic. La măria ta nu se cunoaște. Nu se mai cunoaște. Șmil. Dar ce sunt feșile acelea? Astea? Pentru un copil sau pentru un om mare? Aha. Pentru un bătrân căzut în copilărie. Care bătrân? Care copil? Oh, șmil, uită-te bine. Iacă, mă uit. Și nu vezi? Ce să văd?
N-ai dormit bine, Șmil. Magia ta. Iacă bătrânul. Iacă și copilul. Un copil. Parcă ar fi al meu. Parcă. Ce păr de mătase în volt, ca un fum cald prin care trec razele soarelui. Și ce vor doftori, Maria ta? Vor să te sărut. Nu-i așa, Șmil? Să o săruți? La asta mă gândeam. Mario. Oana. Slăvite. Ieșiți. Vă chem eu. Cum o fătă milostiv. Gata? Si. Si, ilustrisim. Gata? Aproape gata. Dacă mi-ai dat voie să stai așa, cu fața în jos. Așa. Așa. Și dacă mi-ai dat voie să trec pe sub tămăria ta legătura asta. Dacă mi-ai dat voie și un laț de gât, glumiți, Șmil. Să glumim? E vreme de glumă? Și cu Maria ta? Desfă, Șmil, Ștefan al Moldovei n-are nevoie să fie legat. Aduceți fără frică mangalul și fiarele. Să fie legat? Dar când vom trece cu para focului în sus și în jos prin rană, ca să ardem bine, cum să nu sar în sus Maria ta? Vreau să mă dezlegați. Așa. Vedeți? Aci pe cruce, deasupra patului, icoana celui răstignit. Nicio legătură. A răbdat piroanele, a ridicat ochii în sus și a zis: iartă-i pre ei, Doamne, că nu știu ce fac. Și el a răbdat pentru alții și eu să nu rad pentru mine? Haide! Acum încleștează mâinile. Ce naș ije esi na nebese. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Fie împărăția ta, fie voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă datoriile noastre, precum și noi iertăm datornicilor noștri, și nu ne duce pre noi într-o ispită, și ne izbăvește de cel viclean.
Ca ta e împărăția și puterea și mărirea și mărirea și slava în veci și puterea. Cine izbăvește de cel viclean? Minunat om! Iesus Maria! Petru Aron, la Râuseni, întinse o cursă fratelui său, tatălui meu Bogdan, și când îl străpunse, Bogdan îi zise: câine, ce-ai făcut pe fratele tău? Și când își dete sufletul, strigă: Ștefan! Ce e, Ștefane? Maria ta! Ce e, Maria ta? Nimic. Și-a pierdut doar cunoștința. E cald. N-a murit. Păi așa că nu moare. Că nu moare. Nu moare. Are atâtea puteri. Așa un suflet, Doamne. Oh, Doamne. Cum îi picură de dușenile pe pernă. Ce mult a suferit. Tot ce era de ars scapă. E? Si. E? Ce? Nu? Si, si, signore. Când s-o deștepta, o leacă de vin. Da. Așa, un vin tare să puie la inimă. Si, si, liniște. Da. Si, liniște. Da, da, da. Dumnezeu va face și lumina asta. E cotnar, del care îi place Mariei sale. Dar ce se aude? Tocmai acum? Moghilă, vino aici. Maria. Moghilă, amână adunarea pe mâine. Cum? Să ieșim din cuvintele lui? Unde se află? Dar ce strigă? Nu s-aude. Mai repede, arde, oh, flăcări. Unde e paharul? Iacă-te. Oh, ce foc. Foc nestins. Maria, Oana, Șmil. Maria ta. N-a murit? Nu, nu. Atunci de ce plângeți? Maria ta, nițel vin. Șmil. Maria ta. Dar ce mă arde așa? Că bine ziceți, ce e focul ăsta? Pe lângă focul de pe inima mea. Ia! Ce? N-aud bine? Aud? Ce strigă? Aleg pe foc, dar Maria. Dar parcă și un alt nume. Nu strigă toți la fel. Cine să trăiască? Cine să trăiască? Ștefan! Eu? Fiul cui? Nepotul cui? Moghilă, vezi ce strigă? Spune-mi vorba care ar ucide pe oricare altul în locul meu. Ce? Nedeslușit! Mă repeți afară! Orice mișcare e moartea. Auzi, Maria ta. N-aud. S-au potolit.
iar încep. Dați-mi, dați-mi! Ce faci? Nu te ridica! Nu, nu, Maria ta! Toți dușmani și tu, Ana! Iată-l că se ridică în picioare! Nu, nu te duce! Nu să schimb ce-mi este scris! Oană sabia, sabia cam să judec! Ștefan, nu Ștefăniță! Viu, viu numai decât! Oho! Să se împlinească legea! Nu, nu te duce! Ah, se duce ca un vifor, ca un taur îndârșit în mijlocul mieilor! S-a sfârșit! Păcat! Doamne! N-a picat! Da, păcătul! Un munte nu i-ar fi stat în față! Spune poporului ceva! Se cutremură! Se întoarce! Vine! Cine vrea pe Ștefăniță, nepotul răposatului domn al Moldovii? Cine a zis că sunt bătrân și bolnav? Pe Ulea l-am măsurat cu privirea, murise înainte de a-l izbi. Picăturile astea sunt calde. În fie ce ostaș e o fiară. Iată-l, pândește călare, calul îi tremură și joacă. Pagă pintenii până la rădăcină. Chiuie de înfioară valea Racovățului. Unde e mai greu, acolo cade. Un leu în mijlocul dihorilor. Zboară capetele până nu mai simte mâna din umăr. Când mă văzu, își cuprinse fața cu amândouă mâinile și eu cu amândouă o învârti și trecu prin el ca printr-un aluat ce se dospește. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu? Dar cine e de vină? Io Ștefan Voievod am suit pe Bogdan pe tron. Io Ștefan Voievod i-am așezat cu mâna mea coroana strămoșilor mei. El fu de față și văzut ce vreau eu și tot sfatul și toată ostășimea. Sufletul nu vrea și ca un scos din fire se aruncă în sabia mea. Cine e de vină? Se cutremura Moldova și o prăpastie se deschise și cu acest sfânt oțel opri cu tremurul și umplui prăpastia. Da! Da! S-a împlinit legea. Ți-ai împlinit menirea ca și mine. Oana. Maria. Maria. Răsuflarea. Deschideți geamurile. Apă. Maria ta, să te odihnești. Mă voi odihni. Bogdan e domn. Uită tot. Voi uita tot. Nu voi aduce aminte de nimic. Să dăruiți paharul acesta mănăstirii Putna. Nu vine!
Mai iute! Ce să fie Maria ta? Nu doamna aceea înfășurată în negru. Ea o să vie mai degrab decât am dorit-o. Poftim! Te-am privit de atâtea ori în față. Nu mi-e frică de tine. Și vin odată, Bogdane, că nu pot! Maria ta! Maria ta! Mai bine mă voi odihni. Ah!